Crin Antonescu este considerat principalul vinovat pentru ruperea USL, așa arată un sondaj realizat recent de CSCI. La polul opus se situează Victor Ponta, văzut ca principalul susținător al obiectivelor USL. Așadar, la întrebarea cine este vinovat pentru criza din USL, chestionații au răspuns: Crin Antonescu 35%, Victor Ponta 14% și Daniel Constantin 4%. În ceea ce privește vinovăția pentru ruperea USL, Crin Antonescu a fost indicat de către 42% dintre respondenți, iar Victor Ponta de 18%. 29% dintre cei consultați consideră că ambii sunt vinovați. Victor Ponta și PSD sunt considerați principalii susținători ai obiectivelor USL de către 41% dintre intervievați, Crin Antonescu și PNL de 14%, iar Daniel Constantin și PC de 3%. Sondajul a fost realizat în perioada 16-18 februarie pe un eșantion de 950 de persoane și are o marjă de eroare de plus minus 3,3%.